Zi tristă pentru fani, staful tehnic și echipa de basket CSS Giurgiu. S-a împlinit un an de la tragedia din 9 octombrie 2011, când basketbalistul american Chauncey Hardy a fost ucis în clubul Emoțiune din Giurgiu. Cu această ocazie, la Sala Sporturilor din Giurgiu a fost organizată o ceremonie de comemorare, la care au participat cei 12 basketbaliști de la CSS, conducerea echipei și o parte dintre suporteri. Astăzi se împlinește un an de la nefericitul incident petrecut într-o discotecă în care prietenul și colegul nostru Hardy și-a pierdut viața. Facem o slujbă de pomenire și amintirea ne cam zdruncină. Deși Chauncey Hardy era de altă religie decât cea ortodoxă, conducerea echipei CSS a ținut ca doi preoți giurgiuveni să oficieze o ceremonie religioasă, așa cum se obișnuiește la noi. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire, și vă, Doamne, veșnică pomenire din neam și până neam. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Cine sfinților, părinților noștri, Doamne, să Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne. Un an fără Chauncey Hardy nu a fost deloc ușor. Încă mai sunt lacrimi care curg pentru tânărul de 23 de ani, apreciat nu numai pentru profesionalism, ci și pentru sufletul său mare. E greu. E foarte dificil să retrăim momentele alea, chiar și cu gândul. Nu trece ușor, iată, nici după un an simțim aceleași emoții, aceeași dramă, și singurul lucru pe care pot să-l spun este că nu vreau să se mai întâmple asta nimănui niciodată. Din păcate, rănile sufletești provocate de dispariția prematură și violentă a lui Chauncey Hardy sunt încă adânci, mai ales că nu s-a stabilit foarte clar de ce a fost ucis. Procesul suspectului Ionu Stănăsoaie, aflându-se pe rol pentru rejudecare. Văd că nu se discută. De ce e ăla vinovat? Cine e vinovat? Ce s-a întâmplat? Cum vi se pare rejudecarea cazului lui Stănăsoaie? Bună rejudecarea, dar să se judece, să se stabilească odată, pentru totdeauna. Din ce motiv s-a întâmplat și cine e vinovat? Din orașul unde vorbe că nu era fi vinovat. Da, din prima clipă a fost așa. Copiii care au fost acolo și mi-au fost mie elevi, care au fost martori, asta au, dar cine s-a uitat la ce am declarat noi? Îmi spuneți și mie cine s-a uitat? Nu s-a uitat nimeni. Vreți să vă spun că la alegerile care au fost, toți cei care sunt implicați în această crimă au dat un vot negativ soțului meu. Deci e o răzbunare. Partea bună din toată această poveste este că cei 6 basketbaliști americani ce activează acum la CSS au venit fără teamă la Giurgiu. S-au integrat foarte bine în echipă și știu că Hardy este undeva acolo sus și veghează asupra lor. Chauncey Hardy! Chauncey Hardy!